Înainte să începem acest nou tutorial de web design, aș vrea să vă spun că pe blogul meu, pe blogdeit.ro, am postat un nou articol legat de evoluția acestui canal de YouTube din ultimele 6-7 luni. Aici puteți vedea numărul de subscriberi, veniturile mele, numărul de vizualizări și cum am reușit eu să ajung până la aceste rezultate. Vă recomand să intrați și să citiți și acest articol. Salutare IT-știlor și bine v-am găsit la un nou episod din tutorialul nostru de web design. Astăzi vom face partea a doua de validare, de data aceasta validare pe partea de client, client-side. Data trecută am făcut în PHP partea de server-side. Pentru partea de client-side vom folosi un plugin de jQuery. jQuery este un framework de JavaScript, practic. Sunt niște colecții de funcții scrise de niște oameni în JavaScript și reunite sub numele ăsta de jQuery, pe care noi le putem folosi super rapid și ușor, fără să scriem atât de mult cod JavaScript. Trebuie să mergem în codul nostru și să comentăm toată partea asta de PHP, pentru că nu va mai fi folosită pentru validare. Salvăm fișierul și acum nu vom mai avea partea asta de PHP funcțională. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să instalăm acest plugin de jQuery. În primul rând, trebuie să ne uităm dacă avem inclus jQuery în proiectul nostru. Din câte văd aici, în partea de sus a paginii, nu avem. Avem doar un font awesome, Bootstrap și cam atât. Hai să facem prima dată instalarea acestui plugin. Pentru asta, aici pe pagina pe care o să o găsiți în descriere, vom folosi linkurile de aici. Ok, acesta merge și va trebui să adăugăm și jQuery în proiectul nostru. Pentru asta voi căuta jQuery CDN, pe care să luăm. Asta pare ok. Oricum nu contează chiar așa de mult. O să luăm acest jQuery. Îl copiez link-ul și nu știu, o să merg undeva aici, în zona de head, dacă observați. Și o să adaug script source și script. Acum am inclus în proiectul nostru librăria de jQuery. Și voi copia acest link dedesubt. Atenție, trebuie neapărat dedesubt. Și adăugăm, unde este aici, adăugăm acest validator. Așa. Bun, în momentul ăsta avem instalat, dacă pot să spun așa între ghilimele, validatorul și jQuery pe pagina noastră de contact. Salvăm totul și apoi trebuie să ne apucăm de cod. Pentru asta am găsit aici un tutorial pe Stack Overflow în care ne arată cum să validăm formularul nostru. Haideți să parcurgem acest tutorial de pe Stack Overflow și să îl aplicăm la codul nostru. În primul rând avem nevoie de acest cod JavaScript. Pentru asta trebuie să includem și fișierul JavaScript de aici, pe care noi l-am făcut cu foarte mult timp în urmă în folderul JS. Îl tragem aici ca să-l putem edita. Și bineînțeles, trebuie să-l adăugăm din nou aici în partea de scripți, iarăși dedesubt sub validator. Și pentru asta voi face o chestie de genul acesta, slash js, adică numele folderului, slash main.js. Și în acest moment am inclus și acest fișier. Aici, în primul rând, trebuie să adăugăm această parte de început cu document ready. Practic tot ce se află în interiorul acestui document ready este executat, codul JavaScript e executat în momentul în care documentul s-a încărcat. Documentul, adică pagina noastră web. Să și închidem acest cod, ok. Iar în interiorul lui, după cum puteți vedea, este folosită funcția de validate. Voi copia din nou tot acest cod și îl vom edita pentru nevoile noastre.
primul rând, vedeți că aici este folosit un ID. Este ID-ul formularului. Îl vom schimba ăsta cu contact, să zicem, și în pagina de contact, din nou, venim pe tagul de form, aici, și adăugăm ID-ul contact. În acest mod, JavaScript-ul va ști că noi ne legăm de acest formular în mod specific. Bun, aici sunt niște reguli, regulile de validare în interiorul acestei funcții și vedeți că aveți două fielduri aici care sunt validate. Va trebui să schimbăm și numele acestor două fielduri. Hai să ne ocupăm prima dată de validarea câmpului de nume. Trebuie să ne legăm de acest atribut nume, copiem atributul și îl punem aici în loc de field 1. Ștergem acest al doilea field, a doua validare, pentru că vom face doar o singură validare în acest moment. Bun, nume. În primul rând, noi aveam nevoie, ca și în tutorialul trecut de pe PHP, ca acest câmp să fie required, adică să nu fie gol în momentul trimiterii. Și pentru asta avem nevoie doar de această linie de cod, așa că voi șterge cealaltă linie. Și cam atât. Asta este validarea pe câmpul de nume care îl va face required. Adică nu se poate trimite acest email, nu se poate executa formularul dacă acest câmp de nume nu are ceva scris în el. Acum hai să și testăm partea asta de validare pe câmpul de nume. Mergem în browser, am aici deschis de pe calculatorul meu fișierul contact.php. Ceea ce este fain pe partea de front, client-side, e că nu avem nevoie de un server, pentru că nu vom lucra cu PHP-ul pe partea de validări. Deci am putea avea chiar și un fișier HTML aici. Mergem în partea de jos, avem acest cod aici pentru că nu am urcat fișierul pe 00webhost.com pe server. E perfect în regulă, local, pe calculatorul meu nu pot rula cod PHP. Acestea trebuie să fie pe un server. Deci ce apare aici e cod PHP, e absolut în regulă, nu ne vom lega de el. Ca să nu avem chestia asta, cel mai simplu mod e să ștergem tot acest cod de aici. În modul ăsta, save și apoi aici nu vom mai avea deloc nicio problemă, nicio eroare. Dar eu îl voi lăsa doar ca să nu-l pierd, să nu se șteargă. Bun, hai să dăm un refresh și să vedem dacă las câmpul ăsta gol și apăs pe trimite, ce se întâmplă. Bun, nu se întâmplă nimic pentru că avem o problemă. Hai să văd dacă s-a încărcat tot ce trebuie să se încarce. Din câte văd aici la sources, am dat acum un F12, am apăsat F12 ca să apară această consolă și am mers pe debugger. Aici îmi arată toate scripturile care sunt încărcate în site-ul meu. Din păcate văd că scriptul de main.js în care noi am scris codul de validare nu apare. Și asta înseamnă că am eu o eroare aici, nu am scris bine acest path. S-ar putea să aveți și voi probleme de genul ăsta, vă recomand să încercați mai multe variante, cu slash, fără slash și așa mai departe. Trebuie să aveți grijă că acea cale chiar există. Am dat un save și hai să dăm din nou un refresh aici. Să dăm trimite. Bun, validarea funcționează acum. Trebuie să facem lucrul ăsta pentru toate cele patru câmpuri, exact ca și data trecută, pentru că niciunul dintre câmpuri nu trebuie să fie goale. Atunci punem aici o virgulă și copiem chestia asta de 4 ori pentru fiecare câmp. Ce mai avem aici? E-mail, subiect și mesaj. Bun, punem aici e-mail, subiect și mesaj, save, mergem din nou în browser, F5, refresh, enter, da, vedeți, fiecare câmp din cele patru este required. Dacă punem ceva aici, ceva aici, ceva aici, dispar acele erori. Aici nu va dispărea pentru că noi am folosit chestia din HTML5, adică asta cu type email, voi pune din nou text aici și încerc din nou.
este încă required, un F5, adaugă aici text, 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 trimite, este perfect în regulă. Acest câmp este required, nu am nimic în el, deci validarea funcționează. Mai departe, ce trebuie să facem? O altă validare era aceea pe câmpul de email, să vedem dacă emailul este un email cu adevărat sau e doar un simplu text. Și merg înapoi la tutorialul de pe Stack Overflow și văd că pentru partea de email trebuie să mai pui chestia asta. Hai să o copiem și să o adăugăm aici în main.js la câmpul de email. Salvăm și încă un refresh aici. Trimite. Please enter a valid email. Da, deci s-a prins că nu e email valid. Punem și aici text. Asta e singura eroare. Punem ceva de genul acesta, da, acum e valid. Acum nu e valid pentru că nu am nimic după punct, deci nu arată ca un email. Nici acum, adică acum cred că e valid. Hai să vedem. Da, asta e o scăpare a plugin-ului de validare. Deci dacă pun ceva de genul ăsta și un at, îmi spune că acest câmp e valid. Validarea nu e perfectă, dar asta e viața. E aproape perfectă. Ok, și acum mai avem nevoie de încă o chestie și anume câmpul de nume să aibă peste 4 caractere. Pentru asta voi merge din nou aici pe jQuery Validation Plugin, pe site-ul pluginului nostru și în partea de documentation. Hai să vedem ce ne spune pe aici, cum putem verifica dacă un câmp are mai mult de un anumit număr de caractere. Din păcate nu am găsit, dar poate găsesc aici pe Stack Overflow. Da, uite aici un exemplu. Min length 5. Copiem chestia asta și o punem aici la nume. Dar 4 avem noi. Deci dacă sunt 5 caractere pe câmpul de nume, totul e valid. Venim din nou aici la contact. Dăm un F5. Adăugăm aici 4 caractere, aici punem mai multe, aici punem mai multe, hai să punem și ceva care seamănă cu un email și dăm trimite. Se pare că a mers, nu am făcut ceva bine. Min length probabil că ia în considerare și acel 4. Hai să punem 3 caractere. Da. Minim 4 caractere. Deci acest 4 este și el inclus, cumva. E un, e un egal aici. Sau nu, e un semn mai mic. Minim length 4. Da, deci de la 4 în sus, incluzând 4, putem trimite e-mail. Ok, bine de știut asta, nu știam. Ok, acum hai să vedem dacă se și trimite e-mail. De fapt, nu o să se trimită pentru că noi am comentat codul nostru pe PHP și avem nevoie de niște modificări aici. Și o să merg iar în documentație să vedem cum trimitem e-mailul. Am pus pe pauză puțin videoul și înregistrarea pentru că nu funcționa partea de trimitere de e-mail. Am avut aici alt cod, a trebuit să-l caut pe internet exact cum se folosește pentru că nu am mai folosit absolut niciodată jQuery Validate plugin, ăsta pe care vi-l arăt, așa că nu știu pe de rost ce trebuie făcut. Am găsit totuși unde e aici un alt mini tutorial pe Stack Overflow unde zice cum trebuie să faci parte de trimitere. Practic am copiat tot acest cod, bine fără chestia asta pentru că zice remove this și l-am pus la noi aici în partea asta, editând bineînțeles partea de URL. Trimiterea se va face din contact PHP. Și în contact PHP a trebuit să șterg din comentarii, să las necomentată partea asta, citirea câmpurilor. Am comentat partea asta, dacă observați, și partea asta. Deci am lăsat trimiterea de e-mail pentru că fără ea nu se pot trimite e-mail-uri și mesajul de mulțumire cum că s-a trimis acel e-mail. Aici este un exemplu perfect în care puteți vedea
despre cum are loc, nu știu, partea de programare de zi cu zi. Nu trebuie să știi pe de rost cod, nu trebuie să știi pe de rost cum se folosește ceva. Eu nu mai folosit niciodată acest plugin de validare în jQuery și cu toate astea am reușit în 10, 15, 20 de minute să îl folosești, să se trimită un e-mail. Despre asta e vorba în programare. Despre căutat și găsit soluții, despre căutat pe stackoverflow.com, despre încercat diverse lucruri, despre testat diverse bucățele de cod. Nu puteți să, nu știu, să vă opriți la prima problemă când nu merge ceva și să, nu știu, să întrebați pe cineva. Nu știu de ce nu merge chestia asta, nu știu cum aș putea repara, ce am greșit aici. Trebuie să încerci tu măcar câteva alte variante, să stai măcar o zi, două, să încerci pe cont propriu să faci ceva și apoi să întrebi dacă pur și simplu nu te descurci. Altfel vei enerva oamenii, îți vei enerva colegii, aceștia vor spune că ești nepriceput, că nu știi să lucrezi, că nu știi programare, că nu știu, ceva nu e în regulă cu tine. Așa ar trebui să faceți și voi, să căutați niște soluții, să încercați pe cont propriu cât mai multe variante înainte de a cere ajutor. Bun, eu am făcut aceste modificări de aici, o să găsiți tot codul meu, tot codul așa cum arată în momentul ăsta în descriere într-un zip, ca să-l comparați cu codul vostru în caz că nu o să vă meargă ceva și vă recomand să faceți asta înainte să spuneți că nu merge și nu știu să o lăsați baltă. Vă recomand să încercați să faceți tutorialul. Eu între timp am updatat fișierele pe server și am aici pagina, o să-i dau un refresh. După câte puteți vedea, validările funcționează. Pun aici niște text, aici e-mail, trimite. Da, cred că s-a trimis de mai multe ori. Nu se face refresh la pagină pentru că facem validarea prin jQuery și aici folosim Ajax. Ajax e o chestie foarte cool care nu îți reîncarcă pagina. Hai să mergem pe e-mail să văd ce s-a întâmplat. Da, văd că am apăsat de mai multe ori, am primit 9 mail-uri toate cu aceleași informații. Deci scriptul nostru funcționează, validarea funcționează, asta este validarea din partea de client side. Este o validare mai elegantă pentru că nu îți folosește serverul, nu folosești foarte multe resurse, nu ți se reîncarcă pagina. Ăsta e un mod destul de bun de a face validări. Nu e cel mai sigur. Cel mai sigur ar fi pe partea de server side, pentru că din partea de client eu pot să dau disable la JavaScript din browser, pot să șterg de acolo de cum v-am arătat apăsând F12, pot să vin aici în debugger sau în inspector și pur și simplu să merg aici în zona de head și să șterg acest script, iar în momentul în care eu voi executa lucruri pe aici să nu mai funcționeze pentru că eu am editat partea de client side. Deci metoda mai elegantă de validare este client side, cum am făcut azi, metoda mai sigură este server side. Cam atât am vrut să vă arăt pentru astăzi, vă mulțumesc că vă uitați la videoclipurile mele, vă rog să dați un share și un like acestui video. Și bineînțeles să vă abonați pentru mai multe videoclipuri interesante din zona de IT.